Bun, să discutăm acum și despre order by, că e o diferență, adică în momentul în care folosim order by în interiorul over, lucrurile se schimbă puțin și o să vedem acum de ce. Dacă punem din nou average sau sum, de fapt, putem să punem sum, amount spent și să zicem doar over momentan, am văzut ce primim, da? Este 354, valabil, adică e general suma totală de pe aceste, de pe această coloană. Însă, dacă în acest over, chiar dacă avem partition, chiar dacă nu avem partition, putem să folosim order by. Dacă folosim order by amount spent și dăm acum, o să vedem că lucrurile s-au schimbat. Și ce se întâmplă? Os total until now, să zicem. Da? Ce se întâmplă? Aici avem 0, după care avem 12,44, după care avem 36,05, care înseamnă 12,44 plus 23,61. După aia avem 91, care înseamnă acest 36 cu 55,20. Și tot așa. Deci, practic, pe fiecare rând acum este calculat totalul de până atunci, inclusiv cu rândul ăla. Ok? Deci, aici e calculat totalul de pe rândul ăsta, plus ce a fost înainte, dar în cazul nostru este 0. Aici e calculat totalul, adică ce avem aici, plus ce am avut înainte aici. Aici e calculat ăsta plus ăsta, aici e ăsta plus ăsta și tot așa. Da? Iar la fel funcționează și la desk. Dacă punem desk crescător la order by amount spend desk, dacă rulăm acest query, o să vedem, 2 secunde, order by amount spend desk, total until now, da, ok. Și o să vedem de la cel mai, adică el ordonează această coloană, 9867 este cel mai mult și avem până acum 98, după care avem 90, după care avem 73 și tot așa până la final, e exact pe același principiu, numai că diferă ordonarea. Ce este însă de reținut este că în momentul în care ordonați în over, nu, rezultatul nu mai este același pentru toate rândurile, ci este, depinde de tot ce s-a întâmplat până atunci. Dacă e primul rezultat, e efectiv acel, în cazul nostru, sum. Poate fi average, poate fi min, max și așa mai departe. Deci poate fi orice. Ok? Aceasta e diferența dacă folosiți sau nu order. Așa se folosește over, așa se folosește partition by. Vor fi utile la un moment dat, veți avea nevoie de ele. Și noi, ne revedem în episodul următor când vom discuta despre alte funcții, de tipul acesta.